Dragii mei copii, exact, tu cel care mă privești, astăzi vreau să spun o poveste. O poveste care a schimbat lumea. Ce zici? Pornim împreună în această aventură? Era o seară frumoasă de primăvară. Lumea se afla în toiul pregătirilor pentru sărbătorirea Paștelui. Toți erau prinși cu trebuși și își dădeau silința să pregătească lucrurile cât mai bine pentru a întâmpina ziua de duminică. În toată această goană, un tânăr adună câțiva copii. Da, copii, ca și tine. Într-o odaie pentru a le povesti despre Paște. Cum a început totul, ce înseamnă pentru creștinii de astăzi. Copiii se adună în jurul mesei, curioși să afle ce urmează să se întâmple. Știau foarte bine că aveau să asculte o poveste și erau toți nerăbdători. Masa la care se așează seamănă foarte mult cu cea tradițională a evreilor din timpul Exodului pe care îl avem descris în Vechiul Testament. Atunci, poporul evreu a plecat din Egipt și a ajuns călăuzit de Dumnezeu până în Țara Promisă. După ce s-au așezat cu toții în jurul mesei, tânărul începe să le povestească și întreabă: ce sărbătoresc oamenii de Florii? Tu știi, dragul meu copil? Haide să aflăm! Intrarea lui Isus în Ierusalim pe un măgăruș, au spus ei. Toată lumea l-a întâmpinat cu flori, cu ramuri de finic. Oamenii și-au pus hainele pe jos pentru ca Isus, călare pe măgăruș, să treacă peste ele. Nu a fost o intrare obișnuită. A fost un moment cu totul și cu totul special. Oamenii au auzit despre Isus, că vindeca, făcea minuni și spunea despre sine că este Fiul lui Dumnezeu. Și ei erau tare curioși să-L vadă. Pentru evrei din vremea aceea, Paștele reprezenta ziua în care au ieșit din Egipt, un loc al robiei, un loc al suferinței. Dumnezeu le-a promis că îi va scoate de acolo și a făcut-o cu ajutorul lui Moise. Domnul a trimis peste egipteni urgii și pedepse. Iar în acea zi importantă, ziua în care aveau să scape de robia egipteană, evrei au trebuit să mănânce carne de miel cu ierburi amare, iar cu sângele acelui mier să ungă ramele ușilor de la intrare și astfel, întâi născuți să fie salvați de la moartea pe care avea să o aducă îngerul morții peste Egipt. De atunci, evreii sărbătoresc Paștele în fiecare an. Știai asta, dragul meu? Iisus a venit cu ucenicii săi la Ierusalim pentru a sărbători Paștele. Ajunși în Ierusalim, ei au găsit un loc de găzduire. Tot aici au găsit o odaie, unde a avut loc cina cea de taină. Cred că ai auzit de ea, nu? În timp ce ei mâncau, Iisus a luat o pâine nedospită, a frânt-o, a împărțit-o cu ucenicii și le-a spus: pâinea aceasta este trupul meu care va fi frânt. Cu aceste cuvinte, el încerca să le spună ucenicilor că urma să fie răstignit. Pâinea era doar un simbol, dar ei nu au înțeles ce le-a spus Iisus. Apoi Iisus a luat un pahar cu vin și l-a împărțit ucenicilor. Luați și beți, pentru că acesta este sângele meu care va curge pentru păcatele voastre, a spus el. Unul dintre ucenicii aflați la masă l-a trădat pe Iisus. Numele lui era Iuda Iscarioteanul. El s-a dus la preoți și l-a vândut. Iisus le spusese ucenicilor despre aceasta: unul dintre voi mă va vinde. Dar și de data aceasta, ucenicii nu l-au înțeles. După cină, Iisus ajunge cu ucenicii în grădina Ghețimani să se odihnească. Pe ucenici îi prinde somnul, iar Iisus se retrage ca să se roage. El obișnuia să se roage în acea grădină, așa că a mers acolo să ceară putere de la Dumnezeu. El știa ce urma să se întâmple. Sărutul pe care Iuda l-a dat lui Iisus a fost un semn al trădării, nu un semn al iubirii. După acest moment, Iisus a fost prins de farisei. Aceștia l-au dat pe mâna soldaților pentru a fi pedepsit.
Au plătit martori mincinoși care să-L acuze pe Iisus pentru a fi condamnat la moarte. Soldații L-au bătut, L-au bajocorit pe Iisus. Apoi, dimineață, a fost dus în fața lui Pilat, regele acelor vremuri, ca să-L judece. Fariseii L-au acuzau pe Iisus pentru că acesta ar fi avut pretenția să se creadă regele evreilor, o ofensă la adresa împăratului. Așadar, după ei, Iisus merita să moară. Dar Pilat și-a dat seama că Iisus este nevinovat, așa că se gândea să le elibereze. Însă nu a putut să facă, deoarece fariseii întărâtaseră poporul evreu, iar aceștia cereau moartea lui Iisus. Trebuie să știi, dragul meu, că pe vremea aceea, de Paște, evreii aveau un obicei. Eliberau din închisoare câte un deținut. Dar de data aceasta, poporul l-a ales pe Baraba, un criminal, și nu l-a ales pe Iisus, un om nevinovat. Iisus a fost dat astfel pe mâna soldaților pentru a fi bătut. I-au dat o mantie roșie, iar pe cap i s-a pus o coroană de spini, pentru că s-a crezut regele evreilor. În tot acest timp, soldații îl bagiocorau, îl băteau, îl scuipau. Au început apoi să-l biciuiască. I-au dat 40 de lovituri cu un bici special. Trebuie să știi, dragul meu, că romanii erau foarte atenți cu instrumentele de tortură pe care le foloseau. În general, nimeni nu reușea să le scape cu viață. Biciurile lor erau ca niște lame ascuțite cu care sfârtecau carnea. Iisus a fost biciuit cu astfel de biciuri. Și cu toate acestea, așa cum citim și în Isaia, El a stat blând ca un miel. A suportat toate loviturile și a rămas în viață, pentru că Dumnezeu hotărâse o altă moarte pentru El, prin care se poate răscumpăra pe cei condamnați la moarte. I-au pus apoi o cruce de lemn pe spate, pe care avea să o poarte în timp ce urca dealul în care urma să fie răstignit. Iisus era răpus de durere. Știi care era metoda de tortură favorită a romanilor prin care îi ucideau pe toți cei care se făceau vinovați în fața legii? Crucificarea. După tot supliciul suferit până atunci, Iisus și-a dus durerea până la capăt. Pentru a se asigura că Iisus își va ispăși pedeapsa până la capăt și că nu va muri pe drum, soldații romani au luat 4 oameni din mulțime și i-au pus să-i ducă crucea. Iisus trebuia să fie în viață în momentul crucificării. Odată ajuns pe dealul Golgotei, Iisus a fost răstignit alături de 2 tâlhari. Unul dintre ei l-a bajocorit, zicându-i: "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poți face orice, scapă-te și scapă-ne și pe noi." Al doilea tâlhar și-a dat seama că Iisus este nevinovat și că moare pe nedrept. Drept răsplată pentru credința lui, Iisus i-a spus că va ajunge cu el în rai. Cât timp a stat pe cruce, deși se afla în chinuri cumplite, Iisus a rugat pentru iertarea celor ce-l baciocorau, pentru că nu știau ce fac. Moartea lui Iisus a fost un moment unic în istorie, moment în care s-au petrecut lucruri fără seamăn. Cerul s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, iar preoții, în timp ce se aflau în templu și se pregăteau să junghe mielul de Paște, au văzut cum perdeaua de la Sfânta Sfintelor s-a rupt. Dragul meu, trebuie să știi că ruperea acestei perdele este un simbol care ne arată că Dumnezeu a deschis calea pentru oamenii care odată au fost morți. De acum, omul nu mai are nevoie de un mijlocitor pentru a lua legătura cu Dumnezeu, pentru că oamenii au intrare liberă la Dumnezeu prin jertfa lui Iisus. Văzând tot ce s-a întâmplat, un sutaș roman a rămas impresionat și a dat seama că Iisus a fost neprihănit și că a murit pe nedrept. Înspre seară, ca să fie sigur că a murit, un alt soldat l-a înțepat
scăpat în coaste, iar din rană a țâșnit apă cu sânge, ceea ce indică faptul că Iisus murise deja. Soldatul i-a îngăduit apoi mamei lui Iisus și unuia dintre ucenici să se apropie de cruce. Au dat jos de pe cruce trupul Domnului ca să-l spele și să-l înmormânteze. Știi ce s-a întâmplat mai apoi? Au luat trupul lui Iisus și l-au înmormântat de grabă. Au primit un mormânt gol din partea lui Iosif, un om credincios. Dar preoții cei mai de seamă, când au văzut ce s-a întâmplat la moartea lui Iisus, au crezut că ceea ce spune el cu privire la învierea lui era adevărat. Așa că l-au rugat pe Pilat să sigileze mormântul, pentru că, sigur, ucenicii lui îi vor lua trupul și vor spune că a înviat. Au pus o piatră mare la intrarea în mormânt ca să se asigure că ucenicii nu vor putea pătrunde înăuntru. Astfel s-a terminat lucrarea Domnului Iisus pe pământ. Prin jertfa sa, el și-a arătat dragostea față de noi. Aceasta a fost singura modalitate de împăcare a omului cu Dumnezeu, prin jertfa unui om sfânt. Noi sărbătorim azi Paștele pentru că el a murit și a înviat. El nu a rămas pe cruce, nu a rămas în mormânt, ci a treia zi a înviat. Maria Magdalena, împreună cu alte femei, au plecat în duminica de Paște la mormântul lui Iisus pentru a îmbălsăma trupul. Ajunse acolo, ele văd că piatra de la gura mormântului fusese dată la o parte, iar mormântul era gol. Un înger stătea la intrare și a întrebat-o pe Maria: pe cine căutați? Pe Iisus, a spus ea. Atunci îngerul le-a răspuns: cel pe care îl căutați nu mai este mort, ci a înviat. În mormânt a rămas doar pânza în care a fost învelit trupul lui. Îngerul le-a spus să meargă la ucenici și să le vestească învierea lui. Ucenicii, la auzirea veștii, s-au speriat. Credeau că vor avea mari probleme cu soldații romani și că îi vor omorâ. Aceasta este povestea pe care copiii de azi, copii ca și tine, au auzit-o de la acest tânăr în timp ce stăteau la acea masă de lemn, pe jos, ca în trecut, și mâncau din toate bunătățile. Chiar dacă masa între timp s-a transformat și nu mai arăta la fel de bine ca la început, spre deosebire de ea, inimile copiilor erau tot mai frumoase, tot mai pline de viață. De ce? Pentru că au auzit o poveste adevărată și au aflat că Iisus a înviat și pentru ei. Noi ne oprim cu povestea aici, dragi copii. Azi am învățat că Paștele este o sărbătoare a bucuriei. Iisus a venit să ne salveze, să mă salveze pe mine și să te salveze pe tine. Da, ai auzit foarte bine, tu cel care mă privești. Așa că, dragul meu, nu uita, iepurașul și ouăle roșii nu sunt importante, ci Iisus Hristos, cel care a murit și a înviat.